Bună seara, dragi prieteni! Este invazie de candidați, unul mai rusofil ca altul, la primăria București. Este foarte interesant astăzi, dar nu-i foarte clar dacă e așa sau nu, pentru că George Simion se gudurea pe lângă piedone și spunea că vrea să-l susțină pe piedone. Astăzi Cosmin Gușă, eternul bidon electoral al PSD-ului, un individ care acționează ca bidon electoral de când a plecat din PSD, a fost secretar general al partidului și a făcut partidul PIN și a acționat ca bidon electoral și în 2020. Am un playlist despre bidonul electoral Cosmin Gușă și Realitatea TV. Îl găsiți în secțiunea playlist-a canalului de YouTube. Cosmin Gușă. Fiusu e pus proprietar la Gold FM, un post de radio unde se fac cele mai rusofile... <laughs> manipulări. Cosmin Gușă, care e toată ziua pe la realitatea televiziunea infractorului Maricel Păcuraru. Cosmin Gușă, care și-a declarat iubirea pentru Iulian Vlad, fostul șef al securității. Zice că a vorbit cu George Simion și că el va fi candidatul aur la primăria generală a municipiului București. O să vedem dacă e așa sau nu, dar această asociere politică gușă Simion vine să confirme ceea ce eu spun de ani de zile. Pe de o parte, cu privire la rusofilia Partidului Extremist Aur, gușă ăsta fiind unul dintre cei mai mai propagandiști ai putinismului din România, pe de altă parte, cu privire la legăturile cu fosta securitate și cu vechiul regim. O să vedem dacă va rămâne, dacă nu va rămâne candidat, dar faptul că e această apropiere între ei, faptul că discută pe tema asta, unul care și-a declarat iubirea pentru fostul șef al... Securității ceaușiste Și ăla este și putinist, este exact în pattern exact în modelul pe care eu îl descriu în legătură cu aur. O să vedem dacă oamenii se vor lăsa păcăliți. Dacă se vor mai găsi 500.000 de hăbăuci la alegerile parlamentare să blocheze, să țină voturile blocate prin intermediul parlamentarilor aur. Am explicat mai multe pe această temă în emisiunea special live de ieri. Dacă cumva nu ați văzut-o, vă invit să intrați să o vedeți. Și mergând mai departe, tot pe subiecte de alegeri, că ăsta este cel mai important subiect în această perioadă, dragi prieteni, vreau să vă arăt această fotografie. Nu știu dacă ați văzut-o la Craiova, undeva pe un drum care duce la Caracal, se vede puțin din indicatorul de Caracal, este acest banner, stați numai un pic că era, butonul, era cursorul de la mouse pus greșit și mi-a stricat Feng Shui aici. Așa să refacem și să revenim aici. Da? Nu știu dacă știți fotografia, Poate ați văzut-o pe Facebook, că ea circulă. Bannerul electoral, afișul electoral cu Partidul oricilor Comasați de la Craiova. Mihai Tudose, Rareș Bogdan, ăștia doi, faceți un exercițiu, nu mai intru eu, că nu vreau să mă lungesc foarte mult cu acest editorial. Căutați Mihai Tudose plus Rareș Bogdan să vedeți cum s-au porcăit. S-au porcăit oameni buni în ultimul hal. Acum pat piața independenței, curat murdar, sunt pe banner cu Olguța Vasilescu și cu Claudiu Manda. <gântu -i> ținem cu România, ținem cu Craiova. Deci cât de jos a ajuns Rareș Bogdan în subsoluri. Și a făcut niște declarații pe care aș vrea să le comentez pentru că domnul Rareș Bogdan dezinformează publicul. Rares Bogdan, PSD-PNL va câștiga peste 95% din orașele și comunele României. Deci ei sunt convinși că oamenii nu-i vor sancționa, ei trăiesc cu iluzia că va fi absenteiz la vot, ei trăiesc cu convingerea că electoratul liberal este, nu este conștient de faptul că a fost victima unei excrocherii electorale, că au zis votați-ne pe noi ca să nu ajungă PSD-ul la putere. Și acum s-au comasat în partidul oricilor comasați. Sub un prim-ministru PSD a dus la putere de domnul Iohannis. Care domnul Iohannis a zis una pot kivanoc PSD. Votați-mă pe mine ca să nu vină PSD-ul la putere. Și el fix a adus PSD-ul la putere. Ei cred că cei care în trecut au votat Partidul Național Liberal sunt niște oameni așa pe care pot să-i mâne ei ca oile. Și spun, domne, vom câștiga, gata. Deci, nu au niciun fel de dubiu, nu au niciun fel de reținere. Asta arată ce ne arată. Ne arată cât de mult desconsideră ei. Pe de o parte, întregul electorat, considerând că lumea nu se va mobiliza la vot după porcăria pe care au făcut-o, și, în mod particular, propriul lor electorat. Considerând că a înghițit porcăria și că indiferent ce alte porcării fac ei, electoratul îi va susține mai departe. E valabil și pentru cei de la PSD, că și ei îi înjurau pe liberal. Deci asta este o țeapă dublă. Dar să mergem mai departe, vreau să comentez declarațiile domnului Rareș Bogdan. Citesc de pe actual 24, prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat astăzi că PNL e un partid cu blazon. Este un partid istoric care e obligat să aibă candidat la prezidențială. Adevărul este, dragi prieteni, că actualul PNL nu mai are nicio legătură cu blazonul liberal. Absolut nicio legătură. N-are absolut nicio legătură cu Partidul Național Liberal istoric. Probabil că dacă ar învia din morți înaintașii liberali, s-ar răsuci în mormânt, văzând cum cei care au parazitat Partidul Național Liberal și l-au zombificat din interior pleacă în alegeri într-o alianță comasată cu urmașii comunismului. Că asta este, despre asta este vorba, oameni buni. PSD-ul este urmașul Partidului Comunist Român, reciclat de domnul Ion Iliescu în 1990 în frontul salvării naționale. Ulterior Iliescu s-a certat cu Roma și s-au despărțit comuniștii peceriștii de securiști și a apărut PD-ul, care a devenit PDL, care PDL-ul s-a bărsat în PNL, l-a zombificat și l-a adus alături de PSD, cumva l-a adus înapoi în matca lui, de la origini, de pe vremea tovarășului și Leon Iliescu KGB. Și e foarte periculos ce se întâmplă, o să vedeți. O analiză care vine să confirme cum face domnul Iohannis jocurile dictaturii lui Putin, slăbind. Pe flancul de est, unitatea NATO. Este foarte interesantă, analiza aparține jurnalistei Sabina Fati, dar o să mai până acolo vreau să vă mai uh, comentez aceste subiecte de campanie electorală. Prin vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a fost întrebat joi despre afirmația sa că îl va obliga pe președintele PNL Nicolae Ciucă să candeze la alegerile prezidențiale din toamnă. Eu nu pot obliga pe nimeni, partidul poate să facă o propunere, dar de obliga nu putem să-l obligăm. În schimb, președintele va ține cont. Deci partid blazon, păi domnul Ciucă nu reprezintă niciun fel liberalism. Domnul Ciucă a fost angajat la stat tot timpul, a fost militar. Mai degrabă ar reprezenta, nu-mi dau seama, un curent social-democrat. Nu are nicio treabă cu liberalism. Domnul Ciucă a fost făcut președintele acestui partid, deși nu îndeplinea condiția de vechime necesară. Dar ei sunt acolo o armată de mameluci pus să execute ordinele faraonului Claus Iohannis. Nu se împiedică ei de chestiuni neesențiale pentru ei, cum ar fi statutul partidului. Da? Toate scenariile le vom discuta după data de 10 une când vă vedea rezultatele la legile parlamentare și locale. Eu sper, cred, îmi doresc să știu că poporul nostru mai are cât de cât un minim discernământ. Și că lucrurile nu vor fi așa cum sunt convinși oamenii ăștia că o să fie. Vom avea peste 90% din comunele și orașele României de partea PSD și a PNL. La București, exact ce comentam și ieri, vedeți aici fotografiile, un metrou aproape gol, erau numai însoțitorii domnului Cătălin Cârstoiu, nu o să mai reiau comentariile de ieri, puteți să vă uitați la emisiunea live, dar vreau să punctez faptul că a fost ironizat, toată lumea a făcut bășcălie de el pe rețele sociale, și spot media a prezentat câteva comentarii mai interesante și zic că merită să ne amuzăm dacă tot ne enervăm cu atâta mizerie pe scena politică și uh, cu această situație absolut oribilă, această excrocherie comisă de președintele Klaus Iohannis, care a promis și a fost votat de 9 milioane de oameni sau câți au votat, că România nu se va întoarce în epocile psd și fix asta a făcut. Fix acolo ne-a adus. Din toate punctele de vedere. Nu vreți să știți ce dezastru este în justiție și ce știri vin de acolo. Bun, deci domnul Cârstoiu, Cătălin Cârstoiu, candidat PSD Penel la Primăria capitalei, a devenit ținta ironilor după ce s-a plimbat cu metrou. Cristoia a fost invitat de primarul Băluță să prezinte împreună proiectul stațiilor noi de metrou. Băluță ăsta e primarul care face reclamă pe toate televiziunile la o parcare, o parcare din sectorul 4. Ce nevoie acolo este clar, spaga electorală pe care el o dă televiziunilor. Că n-au de ce să dea televiziuni de știri cu răspândire națională, reclamă la o parcare dintr-un sector. Cel mult ca să fie legit și să fie ok, domnul Băluță să putea să facă pe Facebook postări din partea primăriei, să facă reclamă la parcarea aia, targetat că Facebook permite pentru sectorul 4. Dar în rest, ce sens are să faci așa ceva? Mai ales pe televiziuni de știri naționale clar, asta nu are niciun fel de logică și niciun fel de argument de business, de imagine, de marketing. De... Aici este o șpagă electorală prin care unul dintre primarii PSD și pompează bani în televiziunile de știri pentru ca televiziunile să nu spună lucrurile pe care le spun eu, de exemplu, despre candidații lor și să nu informeze corect publicul. Ironile au apărut în condițiile în care medicul conduce zilnic un autoturism marca BMW X6, care nu apare în declarația de avere. Declarația de avere arată care are 25 de conturi bancare, un autoturist Cadillac și bijuterii de 150.000 de euro. Și vin ironiile, cele mai bune poante. Medicul Cârstoiu căutând volanul în rama de metrou, comentează un internaut, căuta aici, el credea că e schița, nu știa că l-ai traseul linilor de metrou, și căuta volanul pe acolo. Cum să stai în metrou aici? Este de unul singur, da? Și vedeți că stă așa cumva, ca și cum ar fi silă că este, un mijloc de, că este într-un mijloc de transport în comun. Și chiar cred că era silă de la X6 și Cadillac. Vă da seama, l-au forțat aia de la partid nenorociții. Parcă l aud vorbind cu un prieten sau cu soția sau cu cine vorbește domnia sa dimineață, cu asistenta, cu șefa de cabinet, cu secretara. Mă obligă nenorociții ăștia să mă bagă în mizeria aia de transport în comun. Și are exact această poziție. Eu în fotografia asta am remarcat că e cam gol în metrou, da? Ci că cum să stai în metrou fără să se depună sărăcia pe tine? A promis că dacă ajunge primar, toată lumea va circula fără să plătească la metrou. Va fi suficientă o mică șpagă. Foarte bune aceste glume, dragi prieteni, dar acum să mergem la alte subiecte mult mai importante, zic eu. Dacă ne-am înveselit, să vă punctez faptul că Procurorul General solicită președintului Claus Iohannis să vis pentru urmărirea Penală a Leon Iliescu în dosarul Mineriadei. Multă lume a văzut că a știrea, s-a bucurat pe Facebook. Eu vă spun că nu e nicio bucurie. Ar trebui să fim scandalizați. Ar trebui să fim oribilați, oripilați. Ar trebui să fim revoltați de pentru faptul că, pentru faptul că am ajuns în 2024 toată lumea știe ce rol a jucat Ion Iliescu, acest dacă ne uităm la numărul de morți din timpul Revoluției în 89, a făcut aproape de trei ori mai mulți morți decât Ceaușescu. Ca să înțelegem despre ce vorbim. Dacă am citit dosarul Revoluției și dosarul Mineriadei, înțelegem cum a procedat și Iliescu și cum a creat isteria teroriștilor ca să sperie lumea și să-l accepte lumea pe el ca salvator al nației. Și cât de mulți oameni au murit din cauza asta. Este cel mai mare criminal din istoria recentă a României. Și suntem în 2024 și procurorul general solicită președintelui începerea urmăririi penale? Păi ăsta o să moară, dragi prieteni. Se, va, se vor închide toate dosarele penale și va fi înmormântat cu onorul militare. Și niciodată nu va fi declarat vinovat în sistemul de justiție românesc. Cel mai mare criminal al istoriei noastre recente va rămâne nepedepsit. Ascultați-mă ce vă spun, dragi prieteni. N-avem de ce să ne bucurăm. Da, e bine. Dar e scandalos de târziu. E revoltător de târziu, oameni buni. Revoltător. Și să venim la domnul Claus Iohannis. Da, numai un pic. Domnul Claus Iohannis face niște jocuri foarte dubioase. Dar să o luăm întâi cu știrile. Apropo de candidatura asta a domnului Dorel, știți că am vorbit despre asta, Dorel vrea la NATO. A lăsat România pradă dictatorii lui Putin. Grupările extremiste rusofile fac ce vor ele, tocmai vorbire de toară și de radioul lui. În Republica Moldova s-a toate trompetele. La noi cna nu are nicio problemă. Pe televiziune nu mai vorbește ce se întâmplă. Da? Serviciile secrete nu descoperă niciun spion, nu descoperă pe nimeni, în condițiile în care din două în două zile în Occident sau în Europa de Est apar știri că au mai fost prinsi niște spioni. Au mai fost dezmembrate niște operațiuni. Ultima, serviciile secrete din Cehia au descoperit o operațiune de propagandă rusofilă care avea ramificații până în Parlamentul European. Și e mega scandal la Bruxelles. La noi este Hakuna Matata. Dar nu face numai asta domnul Claus Iohannis. Domnul Claus Iohannis s-a apucat Amnisam. Că consideră probabil dânsul aici e ceva foarte ciudat și Sabina Fati atrage atenția și eu vă rog foarte mult să scrieți și dumneavoastră în comentarii ce părere aveți. Deci după ce a lăsat România prada pradă lui Putin, consideră că el ar trebui să fie secretar general NATO. În contextul în care Rusia, dictatura criminalului de război Vladimir Putin, vrea să invadeze tot Estul Europei și a declanșat un război ilegal și a amenințat o cu război. Și fix șeful de stat care are cea mai slabă performanță din toată Europa de Est la capitolul apărarea împotriva amenințării rusești, el vrea să fie șef la NATO. Și complică lucrurile și câștigă din asta numai Rusia, oameni buni. Și aici încep eu să mă întreb dacă domnul Iohannis e doar habarnam. Și aici aș vrea să-mi scrieți dumneavoastră în comentarii problema asta cu Rusia. Sau dacă e ceva mult mai grav? Sau dacă e ceva mult mai grav? Pentru că a devenit în curcă lume. Și e foarte bizar ce l-a apucat pe el să devină în curcă lume. Într-un moment în care NATO are nevoie de maximă stabilitate și trebuie să ia aceste decizii privind schimbarea reprezentanților săi cât mai rapid și cât mai eficient. Ca să fie cât mai rapidă și cât mai eficientă reacția împotriva unor posibile agresiuni ale dictatorii criminalului de război Vladimir Putin. Publicațiile Financial Times din Marea Britanie și Wall Street Journal din SUA au abordat miercuri subiectul succesiunii la șefia NATO. Citesc de pe actual de pe G4 Media, Mihai Roman semnează articolul. Și au scris că premierul olandez Mark Rutte este favorit, în ciuda rezervelor exprimate de Turcia, Ungaria și Slovacia. Turcia și Ungaria știm cu toții ce dictatură e în Turcia, cățelușul lui Putin, pudelul lui Putin, Orban, îl știm bine din Ungaria și în Slovacia de asemenea ați văzut știrile ce s-a întâmplat și acolo. Candidatura depusă de Klaus Iohannis nu este văzută ca o alternativă reală la rute. De majoritatea statelor membre scrie Financial Times, în timp ce Wall Street Journal susține că momentul ales al lui Iohannis pentru a anunța candidatura a iritat mulți diplomații ai alianței. Cele două articole au apărut în ziua în care începe la Bruxelles reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO, o ședință la care e de aștepta să fie discutată succesiunea la șefie alianței după terminarea mandatului lui Jens Stoltenberg. The Wall Street Journal arată că SUA, prin ambasadoarea la NATO, Julian Smith, își exprimase în februarie își exprimase în februarie că voia selectarea unui nou secretar general, probabil în primul trimestru al acestui an calendaristic, în măsura în care acest lucru e posibil. Problema capătă acum un caracter de urgență, scrie Wall Street Journal, deoarece liderii alianței doresc ca problema succesiunii să fie rezolvată înainte ca Uniunea Europeană să înceapă să-și aleagă următoarea echipă de conducere, în urma alegerilor din Parlamentul European de la începutul lunii iunie. Șeful NATO a fost în mod tradițional un european, iar o temere de ambele părți ale Atlanticului este că dacă postul nu va fi ocupat în curând, va deveni partea negocierilor pentru posturile de conducere din UE. Candidatura lui Klaus Iohannis nu este văzută ca o alternativă reală de către aproape toate celelalte state membre, ceea ce potrivit diplomaților NATO înseamnă că se exercită presiunea asupra celor care nu s-au retras pentru a se alia în spatele lui Rute în numele unității alianței. Liu Figaro a citat un bun cunoscător al NATO care a declarat că modul în care a făcut anunțul, momentul ales și lipsa de comunicare cu partenerii arată că Klaus Johannis n-a înțeles nimic și că nu are calitățile necesare pentru această funcție. Acum nouă nu trebuia să ne zică vreun specialist prin lui Figaro, pentru că vedem ce a făcut domnul Iohannis în România și cât de dorel este domnul Iohannis. Da. E, da, Sabina Fati face o analiză foarte interesantă. România și flancul estic zdruncin în NATO. Eu vreau să vă rog să citiți această analiză pe www.dw.com ro pe 2 cv România cum a ajuns Iohannis în barca lui Victor Orban și până unde poate merge Bucureștiul pentru a-și atinge ambițiile de a avea un secretar general NATO? Cum a ajuns domnul Iohannis după ce în România a protejat, că asta s-a întâmplat, oameni buni, au protejat cu bună știință interesele Rusiei în România, țară de care răspunde domnul Iohannis. Și acum a ajunge în barca lui Victor Orban, pudelul lui Putin. Și devine încurcă lume într-un moment de schimbare în Alianța Nord-Atlantică, când de orice este nevoie, numai de încurcă lume nu. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Credeți că se întâmplă doar pentru că Iohannis e un dorel și își dorește o funcție și nu-l interesează alte aspecte, sau credeți că e altceva în spate? Presupuse legături cu Moscova, ca să vorbesc foarte concret. Vă rog foarte mult să-mi scrieți în comentarii. Claus Iohannis a invitat la consultări pe prim miniștri din Belgia, Ungaria și Croația sub pretextul consultărilor pentru agenda strategică a Uniunii Europene. La dezbatere a luat parte și președintele Uniunii Europene, Charles Michel, care a refuzat să facă orice declarație despre șansele președintelui român în competiția pentru șefia NATO. Totuși, în spatele discuțiilor despre prioritățile viitorului ciclu electoral european, au avut loc și tatonări legate de candidatura lui Claus Iohannis pentru fotolul de secretar general NATO. Dacă nu ar fost o miză atât de importantă, e greu de crezut că premierul ungar Victor Orban ar fi venit în România. El vrea să știe, însă, ce poate oferi Bucureștiul la schimb, în schimbul susținerii lui Claus Iohannis. Pe masă sunt mai multe uh, chestiuni. Sunt, este explicat contextul, dar eu vreau să vă citesc doar această concluzie. Să vă invit pe dumneavoastră să-mi răspundeți în comentarii. La ce concluzie ajunge Sabina Fati? Și vă rog să mă credeți. Dacă Sabina Fate ajunge la concluzia asta, așa este. Deci să nu avem niciun fel de dubii. Știu că poate nu este un jurnalist pe YouTube, este un alt public mai tânăr, mai dar este un jurnalist, probabil cel mai bun jurnalist pe astfel de subiecte din România și un foarte bun cunoscător al contextului cu tot ce face dictatorul criminal de război de la Moscova cu tot ce se întâmplă în jurul nostru și ne pune și nouă în pericol viitorul. La ce concluzie ajunge Sabina Fati? Oricum, flancul estic al NATO zdruncină Alianța Nord-Atlantică în cel mai complicat moment al său din istorie, când are un război cu Rusia la graniță. Turcia și Ungaria au amânat luni de zile confirmarea primirii Finlandei și Suediei în NATO, Ankara și Budapesta continuă să facă un balans în propriul interes cu Rusia, iar România încearcă să divizeze alianța cu un vot pentru Iohannis, deși aproape jumătate de an a părut să fie de acord cu oficialul olandez. Din toate aceste jocuri de glezne, doar Rusia are de câștigat. Rusia care își desfășoară liniștită afacerile în România, Rusia care în România are reprezentanți în Parlament și are grupări extremiste rusofile care fac circ în societate și fel și fel de personaje de tip șoșacă, de tip simion, de tip Gușă și alții. Rusia, ai cărei spioni în România nu au fost, nu sunt urmăriți, nu sunt prinși, nu sunt deconspirați, nu sunt expulzați, deci care are uh, liber și la astfel de operațiuni în România. Rusia are de câștigat de pe urma demersului făcut de domnul Klaus Iohannis. Și acum vă rog pe dumneavoastră să-mi scrieți în comentarii de ce credeți că procedează astfel domnul președinte Klaus Iohannis. Sunt foarte curios să citesc comentariile dumneavoastră și în același timp vă mulțumesc tuturor celor care ați vizionat până la final editorialul zilei. Trebuie să știți că este foarte important să vizionați până la final. Cu cât are un procent mai mare de vizionare materialul, cu atât el este mai relevant pentru YouTube. De asemenea, este important să dați like, este important să comentați și este foarte important să distribuiți acest material. Legat de comentarii, vreau să fac o precizare, pentru că pe mine mă interesează dincolo de algoritmii YouTube. Mă interesează să fie în fiecare zi o dezbatere, cât mai interesantă, cu cât mai multe argumente, cu cât mai multe idei, cu cât mai multe păreri pe subiectele pe care eu le discut în fiecare editorial. Deci este foarte important, sigur, vă ia puțin mai mult timp, într adevăr, e un pic mai uh, un pic mai greu decât un simplu mesaj, un simplu comentariu de salut sau de bună seara sau de susținere, dar sunt foarte importante părerile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră pe subiectele pe care le discutăm. De aceea vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care lăsați comentarii și în special celor care în fiecare zi adaugă propriile opinii, propriile păreri, propriile perspective, propriile interpretări, le adaugă la lucrurile pe care eu le spun și alți membri ai comunității noastre fac un efort să le expună în secțiunea de comentarii. Semper Fidelis, ne vedem mâine și astăzi de la ora 20, dragi prieteni, la emisiunea lui Grigore Cartianu pe Profi24 TV.